Hai, salut! Astăzi vă prezint cum să vă schimbați în câțiva pași foarte simpli filtrele de aer, motor, de motorină și cel de habitaclu, plus filtrul de ulei și uleiul. Pentru început demontăm filtrul de aer, foarte simplu, desfacem șuruburile, luăm filtrul vechi, ăsta are câțiva kilometri, 15.000 de kilometri, se prinde binișor. Avem alt filtru nou, îl băgăm aici. Avem grijă să-l băgăm pe margine, să intre perfect, ca să are prost obicei pe spate să rămână sau în față, ca să etanșeze perfect, după aia trecem la cel de motorină. Pentru schimbarea filtrului de motorină, insist foarte mult, mai ales că am văzut N mecanici sau N oameni care își fac schimburile acasă. Oamenilor, folosiți bitul corespunzător, da? Nu mai folosiți biți de altă dimensiune, pentru că riscați să distrugeți acest cap, da? Întâi verificați să intre perfect, să nu aibă joc stânga-dreapta, pentru că cu acest biți poți să greșești, în sensul că unul de dimensiune mai mică poate să-ți desfacă șurubul, dar cu timpul o să distrugă aceste prinderi. Folosiți biții care trebuie. Eu folosesc doar filtre male, nu am folosit nimic în ultimii 8 ani, adică MAN sau, nu știu, alte branduri. Mă declar foarte mulțumit de ele și consider că sunt dintre cele mai ok raportate preț-calitate. Înainte de a desface zona asta, eu folosesc o perie să curăț nisipul ăsta fin, oricum motorul arată foarte ok, nu e plin de un praf superficial, ca să dau tot ce înseamnă reziduri, tot ce înseamnă praf, să nu cumva să ajungă în carcasa filtrului de motorină. Filtrul vechi tot male a fost. Cam așa se prezintă filtrul de motorină. După 30.000 de kilometri, mașina alimentată doar din OMV, Petrom, Rompetrol, niciodată din Lukoil sau alte astfel de pecuri. Da, aproape că se vede până el. E destul de curat pentru kilometrii ăștia. Cu câțiva ani filtrele erau îmbâxite după 5.000 de kilometri. Ori au mai făcut ceva cu rezervoarele, ori au îmbunătățit ceva, sigur. Ne uităm puțin și în vas, ca să nu cumva să avem șpan sau alte impurități. Pare ok, în video nu se vede atât de bine pe cum văd eu. Și trecem în a-l monta pe cel nou. Asta e diferența între un filtru uzat și unul nou. Mă uit în vas întotdeauna pentru că 2016 au tendința să facă șpan din cauza pompei celebre de la Bosch CP4. Mare atenție când strânge șuruburile astea. Eu de obicei folosesc o șurubelniță tocmai ca să evit strângerea prea puternică. Nu folosesc vreun boraci sau altfel de scule cu crichet. Le strângem așa cât să le apropiem, apoi la final, în X, le vom strânge pe toate. Ca idee, pe carcasă avem prezentat cuplul de strângere, deci 5 Nm plus minus 1. Pentru filtrul de ulei avem nevoie de la o parte această piesă, apoi avem nevoie de o cheie de 32, demontăm filtrul și îl schimbăm. Între timp o să fac restul de filtre. Întotdeauna recomand schimbarea tuturor O-ring-urilor, să nu se facă improvizații cu un singur O-ring sau, mă rog, am mai văzut mecanici de genul, toate trei schimbate. Încă un aspect important, țineți cont pentru că acest filtru trebuie să vină cu partea asta în sus, top este sus. Un alt aspect important pe care îl fac de fiecare dată când fac această revizie, curăț foarte bine vasul în care intră filtrul de ulei, astfel încât uleiul rămâne curat 3-4.000 de kilometri. Dacă te numești mecanic, cam așa ar trebui să arate la final. Nu schimbător de piese, să-ți bagi joc de om. Nu durează foarte mult, consum 2-3 șervețele, dar treaba e făcută ca la carte. Acesta este uleiul pe care îl folosesc, spre deosebire de 2.0, în 1.6 intră undeva la 4,5 litri, deși ei spun că intră 4,3, pe jauge, la nivel maxim, intră undeva la 4,5, cam atât. Și pentru că știu că motorul acesta nu consumă ulei, deși are 350.000 de kilometri, o să-i pun vreo 200-300 ml să mai spele baia de ulei și ce mai e pe acolo. Adică o să las să curgă, să-l pierd. După ce am văzut că a început să vină ulei curat, o să mai las să scurgă și asta complet, pun bușonul și o să umplu cu ulei proaspăt. Pentru interior întotdeauna aleg filtrul ăsta cu cărbune activ.
Iar aici, în cazul unelor mașini, o să avem o bucată de material. Din păcate, asta nu mai are. Se fixează în două șuruburi aici și aici. Dar cel mai simplu, se trage asta, se scoate filtrul vechi, care tot ăsta cu cărbune active, observați cum arată. Da, se dă afară, se bagă nou filtru. Întotdeauna ținem cont de colțul ăsta din dreapta. La introducere puțin dificil, trebuie strâmbat de un capăt, dar cu răbdare intră. La final, mare atenție să clipsăm în ambele părți această bucată de plastic. M-am trezit cu client care a venit la mine: domne, îmi bagă aer rece mașina la picioare, la pasageri. Și de ce? Pentru că această bucată de plastic nu era fixată unde trebuie și aerul, în loc să fie împins până filtru, era împins pe lângă. Tragem de ea, a intrat, terminat și cu partea asta. La final, după ce am terminat de făcut toate operațiunile, mai am verificat încă o dată nivelul de ulei. Acum o să service, reset. Și cam cu asta s-a terminat și ultima operațiune pe care o mai aveam de făcut la mașină. Cam așa se face o servisare corectă, aș spune eu, sau cât de cât corectă. Probabil se poate și mai bine, dar așa procedez eu.